Candidații pentru funcția de director de școli se pregătesc pentru a doua rundă de examene. Concursul va avea loc la o școală din Târgu Jiu, ai cărei elevi vor intra online în zilele în care se desfășoară proba scrisă și cea orală. Vineri, 18 februarie, va avea loc proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct la unitățile școlare din Gorj, acolo unde au rămas posturi neocupate. Și avem un număr de 78 de candidați pentru 52 de locuri. Unul dintre acei 78 de candidați a ales să participe pentru un post de conducere în județul Dolj. Deci, practic, la noi vom avea 77 de candidați pentru Gorj. Proba scrisă va avea loc la școala gimnazială Sfântul Nicolae din Târgu Jiu, sau școala 6, așa cum este cunoscută de toată lumea. Și în ziua de 17, joi, 17 februarie, partea gimnazială sau ciclul gimnazial al școlii, respectiv 5-8, vor funcționa în regim online, tocmai pentru ca școala să fie aranjată pentru acest concurs al directorilor. Iar în ziua de 18 februarie, respectiv vineri, toată școala, și învățământul primar și învățământul gimnazial, va fi în sistem online. În această sesiune, dascălii care promovează proba scrisă nu pot completa mai mult de 3 opțiuni. Astfel, fiecare candidat poate concura pentru cel mult 3 posturi de director la școli diferite. Așa cum am spus și data trecută, din punctul meu de vedere, trebuie să-ți dorești să fii directorul unei anumite școli, nu să-ți dorești să fii director, punct. Pentru că această dorință de a fi director, punct, asta la baza opțiunii a 10 de școli. Adică nu cred că ai vreun interes deosebit pentru o anumită unitate școlară când optezi pentru atâtea. Dar acum s-a limitat la numărul de 3 pentru că în toată țara au fost astfel de situații și 3 personal, cred că și 3 e mult. N-ar fi trebuit. Adică să dorești să conduci o anumită școală, nu să dorești să fii director pur și simplu. Dar aici este vorba de fiecare om în parte. A fost schimbată metodologia și în privința probei online, după ce mai mulți candidați au încercat să trișeze.